sărbătorești astăzi? Ziua copilului. Și cum ai petrecut? Prin oraș, cu familia. Ai vreo idee ce o să faci mai departe? Poate le ia mamei câte o înghețată. Astăzi se sărbătorește ziua tuturor copiilor. Mi se pare foarte frumos și îmi place foarte mult pentru că mă cam mai învăț și în plus vreau să când devin mare să devin militar. Ce-ai făcut azi? Da, m-am dus la pompieri și m-am urcat în spate și în față. Ce ți-ar plăcea să fie când ești? Pompier sau militar. Am văzut foarte mulți copii astăzi în centrul orașului. Copiii ne-au primit foarte bine. Abia au așteptat să încerce materialele din dotarea jandarmilor și au făcut poze cu casca de protecție, scutul și sunt foarte entuziasmați. E foarte plăcut acum, după o perioadă de pandemie în care nu au fost activități de acest gen, acum pentru copii este foarte plăcut și util, pentru că trebuie să fie responsabilizați legat de această activitate a echipelor de intervenție, a poliției și să fie o variantă sau o uniformă sau tot ce vreți mai respectat în țară. Toți copiii sunt foarte fericiți, foarte bucuroși, să ne ocupăm de ei, ne facem poze, tot ce le place copiilor, mai ales roșu, sirene, tot se găsește pe la noi. Pot să zic că am fost foarte curios legat de acordarea primului ajutor și s-a format chiar coadă timp de multe ore la colegul meu care le-a arătat manevrele corespunzătoare. Cum ți s-a părut astăzi aici? Bine! Ce ai învățat? Despre primul ajutor de pompieri, de smud. Eu am învățat cum să fiu la primul ajutor, să fac primul ajutor. Îți pui cam așa degete și după aia cumva așa și trebuie să apeși până numera 30. 2, 3, 4, 6. Frumos, dar având în vedere că este doar pentru o zi, extrem de aglomerat, poate că ar fi bine să fie ceva obișnuit. Este loc, este spațiu, e vară. Prin urmare, probabil am putea veni mai des, nu ne-am înghesuit doar azi, dar e frumos. Așteptam de mult timp, da, și sperăm să nu mai așteptăm încă atât. Așteptam probabil de vreo 40 de minute. Da, dar trebuie să aștept rândul. M-am dat pe topoganul conflabil. Da. Copiii pot participa la o gamă foarte largă de evenimente, în cetatea Oradea și în Piața Unirii. În Piața Unirii, în cadrul unui concept de tip străzi închise pentru comunitatea pietonilor, în parteneriat cu poliția locală, cu poliția rutieră, cu jandarmeria, cu cei de la pompieri, copiii s-au putut bucura de prezentări, workshop-uri și diferite activități, după care s-au mutat în cetatea Oradea, unde pot participa la ateliere de pictură, de olărit, de pielărie, de țesut, unde se pot bucura de diferite activități în piscine, pe topogane și în mașinuțe. Referitor la aglomerație și la cozi, de aceea au fost amplasate ateliere în mai multe locații, astfel încât să fie puncte de interes în diferite arii. În același timp, este un program care poate fi consultat pentru fiecare atelier în parte, astfel încât părinții să știe cum să-și organizeze ziua în cadrul festivalului. Am pictat un peisaj de la mare. Am făcut o inimă cu ceva plajă și seara. Asta roz, mov și albastru. Apa e albastru ca să și stele noaptea și prin apă un pic sunt stelele și am făcut o lună. Și mi-am scris numele sus ca să îmi știu dacă face cineva ca mine. Eu am desenat o vază cu flori pentru mama mea și e un peisaj, să zic așa. Aș vrea să mă dau pe trambulină și pe topogan, pe topogane. Și cred că este foarte frumos evenimentul și mă bucur că am venit aici. Astăzi m-am dat pe topogan și am sărit în trambulina că
bărcuța. Vrei să mai faci ceva aici? Da, vreau să mă dau cu bărcuța.